Salutare, bine ai venit pe canal. Astăzi vom discuta despre ajustarea presiunii în furca de aer a bicicletei sau pe românește de umflarea și dezumflarea furcii tale. Încă de la început vreau să te anunț că o pompă tradițională nu-ți va fi de folos în cazul în care vei umfla furca bicicletei tale. Pompă tradițională de podea. Este riscul foarte mare să o strici. Așadar, îți va trebui o pompă specială. Dacă furcilor pe aer nu ai un buton de tensionare a arcului furcii tale, ai doar o valvă de aer, iar tensiunea pe care o aplici furcii sau puterea de comprimare va fi reglată doar de la această valvă de aer. Motiv pentru care vei avea nevoie în mod obligatoriu de o pompă specială de suspensie. Așa arată. Vreau să te anunț că este de 5 ori mai scumpă decât cea tradițională, dar este singura care te poate ajuta în acest caz. Iată, veți găsi și pompe mai ieftine de la alți producători. Asta e o pompă de la RockShox. Și vreau să vă spun că își face treaba foarte bine. Pe lângă faptul că poți umfla furca, poți verifica presiunea din ea și totodată o poți desumfla de la acest buton. Așadar, în cazul în care vrei să reglezi intensitatea furcii tale pe aer sau să o servisezi sau să verifici câtă presiune ai în ea și eventual să mai scoți și să mai adaugi, vei avea nevoie în mod obligatoriu de o pompă de suspensii. Hai să vezi pe scurt cum se umflă și cum se dezumflă. Prima dată scoatem căpăcelul. Conectăm pompa noastră. Odată ce am înfiletat bine acest filet, pompa deja ne arată câtă presiune avem inițial. Ca să o umfli, ea se umflă ca o pompă tradițională, pur și simplu adaugi aer și puteți vedea că intră aer. Am adus-o la valoarea de 100. Eu astăzi am mers cu bicicleta și am avut în jur de 91 PSI, o să o duc la 85. Ea se desumflă de aici. Este foarte ușor. O ducem treptat la valoarea de 85. În regulă. Vedeți? 50, 60, 70, 80 și 5. Cam pe aici ar fi 85. Vedeți cum arată? Așa arată. Acum am să o testez. Iar data viitoare când o să merg cu bicicleta, am să o mai umflu și am să o mai desumflu. Acum, odată ce am umflat-o, scot pompa, o deconectez. În regulă, să știți că de fiecare dată când introduceți pompa și o scoateți, o să se mai pierdă puțină presiune. În jur de 1-2 PSI. Bun. Acum, un singur lucru vreau să vă mai spun înainte să închidem clipul. În cazul în care vei vrea să servisezi furca, atunci când scoți aerul dintr-o dată, fie că îl scoți cu un imbus sau o cheie, asigură-te că pui o cârpă acolo atunci când o desumfli, pentru că aerul o să iasă foarte repede și totodată, în camera de aer, aici sus, există ulei și uleiul ăla e posibil să țară în ochi, dar dacă pui o cârpă, este în regulă. Acum că am terminat, punem la loc căpăcelul, să ne asigurăm că nu intră mizerie sau apă acolo, să fie totul în regulă. Dragilor, acesta a fost clipul. Poate pentru cei avansați este o informație deja cunoscută și banală, dar pentru cei care deja au început treaba cu bicicleta, este o informație destul de bună, zic eu, și măcar știi la ce să te aștepți. Știi că trebuie să cumperi o pompă de suspensii și totodată știi cum să faci reglajul la ea. Eu am fost Alex, te salut, îți urez mult succes și te aștept cu drag la următorul clip. Pa, pa!